Bună seara, doamnelor și domnilor! Bine ați revenit la o nouă ediție a emisiunii Moldova în direct. Sunt Tatiana Gherța și în această seară vom discuta și vom analiza care sunt verigile slabe ale celui mai important sector economic din țară, și anume agricultura. Invitatul ediției din această seară este ministrul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, Ion Perju. Bună seara, domnule ministru! Bine ați venit la Moldova în direct! Bine v-am găsit! Doamnelor, domnilor, vă reamintesc că emisiunea noastră o puteți urmări și online pe site-ul trm.md, dar și pe pagina noastră de Facebook Moldova în direct. Domnule ministru, voi începe această ediție cu o declarație de a dumneavoastră. Aceasta zice astfel: pentru Republica Moldova, agricultura încă rămâne a fi coloana vertebrală a economiei naționale. Este declarația și poziția pe care o mențineți dumneavoastră în calitate de ministru al agriculturii. Dar vreau să ne ziceți dacă și agricultorii au aceleași gânduri și dacă și ei consideră că pe ei se menține toată țara. Am spus-o aceasta și în 2009, când eram în calitate de viceministru al agriculturii și industriei alimentare pe atunci. Și spre regret, situația nu s-a schimbat prea mult de atunci. Mi-aș dori ca să fie alte ramuri ale economiei naționale, coloana vertebrală pe care s-ar baza și sectorul agricol al Republicii Moldova, pentru că analizând agricultura din alte țări unde aportul agriculturii în PIB este de 3-4%, ceea ce nu înseamnă că în alte țări agricultura este mai slab dezvoltată, dar înseamnă că alte ramuri ale economiei naționale sunt mai puternice, care pot să ofere un sprijin sectorului agrar. Dar astăzi avem ceea ce avem. Spre regret, pe parcursul ultimilor ani, de fapt, iarăși fac analiza pe ultimii 10 ani de când am plecat de la Ministerul Agriculturii, situația pe unele sectoare sau subsectoare a sectorului agrar nu s-au îmbunătățit, dar din contra s-au înrăutățit semnificativ. O spun aceasta de ce? Deoarece dacă în 2009 Republica Moldova pe segmentul agroalimentar al țării, el era net exportatoare de produse agroalimentare, numindu-ne o țară agrară. Astăzi, spre regret, importăm practic de două ori mai multe produse alimentare decât exportăm. E bine, atunci vreau să vă întreb dumneavoastră că ați venit, iată, sunteți deja de câteva luni în calitate de ministru al acestei structuri, al acestei ramuri a economiei. Vreau să ne ziceți care sunt trei cele mai importante direcții prioritare pentru dumneavoastră în calitate de ministru, astfel încât, așa cum spuneți, trebuie să fie rezolvate pe capitole cumva și să fie luat în calcul fiecare detaliu din această ramură. Atunci să ne ziceți care sunt acele trei domenii prioritare pe care vă veți axa. Nu numai trei. Vreau să le anumiți pe aceste trei acum, pentru că pe alte subiecte vom reveni pe parcursul acestei. Da, desigur că ne-am focusat și în continuare pe dezvoltarea sectorului produselor cu valoare adăugată sporită. Întrucât suntem limitați în suprafața agricolă și nu ne putem permite ca să producem cereale. Dar astăzi noi anume că exportăm cereale, deci exportăm materie primă și importăm produse cu valoare adăugată sporită. Exportăm cereale și importăm carne și produse lactate. Noi importăm, practic dacă să mă refer la produsele importate astăzi, peste 20% din produsele de carne pe care le consumăm, noi le importăm. Produsele acvatice peste 50%, bine, aici nici nu avem mari posibilități ca să le producem, dar lapte și produse lactate peste 40%. Stăm mai bine doar la producția avicolă, producția de carne de pasăre. Pentru că parcursul anilor sectorului zootehnic nu i s-a acordat bine acea atenție cuvenită pe care trebuie. De aceea ne propunem ca sectorul zootehnic să fie revitalizat și să nu exportăm cereale, dar să le transformăm în carne și produse lactate și alte produse cu valoare adăugată sporită care trebuie să rămână aici. Pentru că noi importăm carne care este crescută cu materia primă din Republica Moldova. Doi, pentru o agricultură durabilă, o agricultură de viitor nu poate fi dezvoltată fără un sector de irigație bine dezvoltat. La începutul anilor 90, Republica Moldova, înainte de procesul de privatizare, în Republica Moldova se irigau peste 330.000 de hectare de terenuri agricole. Astăzi, spre regret,
Eu menționasem anterior că putem să irigăm, avem capacități de irigare pentru 40-50 de mii de hectare. Unii experți spun că irigăm numai mult de 20-30 de mii de hectare. Vă reamintesc că a fost implementat proiectul Compact cu susținere financiară a Statelor Unite, dar care a revitalizat stațiile de centralizare de irigare de pe o parte, pe Prut și pe Nistru, dar care acoperă o suprafață mai mult de vreo 16.000 de hectare. Ceea ce facem astăzi e să transmitem stațiile de irigare care au fost cândva sub apele Moldovei, să le transmitem asociațiilor utilizatorilor de apă, astfel ca ei să fie gospodari. Se va reuși cumva să se rezolve această problemă prin această o soluție cumva este din partea dumneavoastră? Este o soluție de ce se transferă lor spre regret managementul defectuos care a fost pe parcursul anilor adus la ceea că foarte multe din aceste stațiuni, ceea ce a mai rămas de la ele de fapt și de la sistemele de irigare, prin judecăți s-au obținut chiar casarea la multe părți din aceste sisteme. Câte din ele sunt funcționale acum? Sunt puține funcționale. Nu am cifrele în față, pentru că, dar sunt, o parte sunt funcționale, o parte au nevoie de resurse minime pentru a fi puse în funcțiune. Am avut cazuri când s-au ridicat producătorii și oamenii din sate ca să păzească aceste stațiuni, ceea ce a mai rămas din ele, pentru că din multe din ele au rămas doar carcasele. Acele pompe care au fost cândva au fost tăiate, scoase și date la metal uzat, care costau sute de mii de lei, de fapt. Spre regretul acesta am ajuns. De aceea, ceea ce a mai rămas va fi transmis la Asociația Utilizatorilor de Apă, care se constituie astăzi datorită și programul de dezvoltare durabilă a agriculturii. Încercăm să salvăm ceea ce a mai rămas de salvat din aceste sisteme. Totodată ne propunem unele modificări la legislația în vigoare prin care pentru anul ăsta, pentru că va fi un an nu dintre cei mai simpli ani pentru agricultură, vedeți ce se întâmplă și cu toate schimbările climatice și suntem afectați destul de puternic anul acesta. Prin modificările care ne le propunem e ca producătorii agricoli să aibă acces la un acces mai simplificat la obținerea autorizației de irigare și ca să-și poată instala pompele și în iazuri, lacuri, heleștei, râuri mai mici pentru irigarea mică în special. Pentru că fără aceasta va fi dificil ca să obținem acele produse agricole care au fost obținute sau acel volum de produse care a fost obținut până acum. Care este preconizat, de fapt, și pe care și l-ar dori. Este preconizat, dar știți cum, toamna se numără bobocii. Domnule ministru, dar vreau să ne ziceți, pentru că odată ce vorbim despre agricultură, automat ne vine în față sau în gând, cel puțin agricultorilor, subvenționarea și cu ce ar putea statul să-i ajute astfel încât ca producția pe care au făcut și munca pe care o fac să fie cumva mai ușoară, să le vină mai ușor acest lucru. Pe ce capitole veți simplifica cumva această procedură sau ce schimbări au avut loc în ultimii ani? Sunt mai multe propuneri de modificare. O să vedem dacă în genere modificăm anul acesta regulamentul. Vreau să încep cu modificările care vor fi, trebuie să știm că este legea cu privire la principiile subvenționării care stabilește de fapt bazele subvenționării sectorului agrar și avem regulamentul, cum îl cunosc toți agricultorii, regulamentul de subvenționare, care la fel va avea careva modificări, dar nu atât de multe. În anul acesta vom începe cu subvenționarea directă pe anumite capitole, în special vreau să menționez subvenționarea pe cap de animal, iarăși mă refer la sectorul zootehnic. În legea cu privire la principiile subvenționării este stabilită subvenționarea directă. Desigur că agricultorii solicită foarte mult ca să fie subvenționarea directă la hectar, așa cum se fac în țările europene. Reamintesc că pentru anul 2020 fondul de subvenționare este stabilit la o sumă de 1 miliard de lei. Da, mulți spun că trebuie 2 miliarde, alții spun că trebuie 3 miliarde. Eu spun că să fie și 5 miliarde și tot va fi puțin, pentru că de an în an necesitățile agriculturii cresc. Dar câte proiecte vor putea fi
vor putea obține iată această... Nu, bine, să spunem câte proiecte, că o să fie 2000 sau 3000 de proiecte, nu putem, pentru că în dependență de solicitările care vor fi pe direcțiile care vor fi solicitate. Ați spus că nu se va, dar ați spus că nu se va interveni pe modificări sau simplificarea cumva procesului ăsta de a primi sau de a beneficia, bine, de această subvenționare. Dar trebuie de făcut acest lucru? Ce spun agricultorii? Bine, sistemul nu este complicat pentru a beneficia de subvenție astăzi. Pentru că, practic, dacă se fac analiza anului 2019, fondul de subvenționare a fost utilizat la maxim 100%. Pentru anul 2018 rămăsese o datorie de peste 350 milioane care a fost acoperită la începutul anului 2019. Pentru anul acesta avem o datorie de 570 de milioane, de care toți vorbesc, știu că o să mă întrebați de ea, și deja se încep achitările pentru această sumă. S-a menționat și am discutat în o singură dată că da, la rectificarea bugetului se va veni cu o suplinire a fondului de subvenționare. Astfel că datoria pentru anul 20, dacă se va ajunge la datorie în anul 21, să nu avem. Din an în an cresc solicitările din partea fermierilor mici, pentru că întotdeauna spun că fermierii mici nu beneficiază la maxim de subvenții. Dar iarăși, am studiat foarte mult și sistemele de subvenționare, chiar și mai înainte, și în alte țări. Și da, depinde foarte mult de puterea de asimilare. Pentru că în anul 2009, de fapt, când am pus bazele creierii agenției de plăți, ne-au consultat foarte mult proiectul politic agricol care era pe atunci și discutam foarte mult și cu experții băncii mondiale care au spus că trebuie să vă focusați mai întâi de toate pe investiții. De ce pe investiții? Pentru că de multe ori subvențiile care se dau direct nu aduc efectul scontat. Am avut situații când banii chiar s-au dus ca nisip în anii 2007-2008, când au fost date subvenții directe, dacă nu greșesc, chiar și la sfeclă de zahăr și tutun, și am avut seci în perioada aceea. Dar întrebarea este dacă se văd rezultate până la urmă. Iată, au agricultorii totuși această mică susținere, cum ar fi, dar iată că este și tot mai mulți agricultori, cum spuneți, și dumneavoastră încearcă să obțină, iată, această subvenție. Rezultate sunt bune. Dacă să mă ofer la sectorul horticul care îl avem astăzi, pe parcursul anilor sectorul horticul s-a dezvoltat destul de bine. Astăzi avem peste 130.000 de hectare de livezi. La viticultură avem peste 125.000 de hectare, inclusiv vreo 24 de hectare de struguri de masă. Dar dacă e să mă refer la sectorul horticul, anul 2019 am avut o roadă de aproape 600.000 de tone, numai de mere, dar capacitatea de stocare, frigidere avem pentru aproximativ 100-120.000 de tone. Deci aici încă mai sunt necesare investiții, pentru că toți doresc ca să-și păstreze roada și să o vândă atunci când este un preț mai bun. Domnule ministru, eu voiam să trecem un pic la subiectul de exporturi, pentru că deja am suplinit cumva, sau timpul este limitat, așa cum spuneam, revenim. Da, așa cum spuneam, avem un timp limitat și avem foarte multe teme de discuție și acum vreau să ne referim la exportul. Și iată că în acest an trecut, 2019, vinurile Moldovei au înregistrat o valoare de export foarte mare, deci am exportat în peste 67 de țări ale lumii, în sumă de circa 3,1 miliarde de lei. Mai există potențial de creștere pentru anul 2020? La ce să ne așteptăm? Și iarăși sunt în această cifră sau îi vedem doar pe producătorii cei mari sau cum ar putea și cei mici să se implice astfel încât să aibă și șanse cumva, dacă nu în țările de peste ocean, măcar în cele apropiate europene, să-și exporte mărfurile pe care le produc. Bine, dacă ne referim anume la vinuri. Anul trecut, sau bine, 2019, s-au exportat aproape 14 milioane de decalitri, în creștere față de anul 2018 cu aproape 13%. Este un rezultat destul de bun. Cea mai mare parte totuși se duce dar avem consumatorul nostru fidel din spațiul CSI,
o bună parte din vinuri, cea mai mare parte din spațiul ce se merge în Belarusia și Federația Rusă. Federația Rusă, practic, de la 1 și 2 milioane de calitri în 2018 a crescut practic 1 și 2 milioane de calitri în 2019, o creștere destul de frumoasă, și aceasta se datorează și faptul eliminării taxelor vamale pentru acest produs pentru Federația Rusă. În Belarusia se exportă în cea mai mare parte vinuri în vrac, pentru că au cote pentru vinurile îmbuteliate. 3,5 milioane de calitri s-au exportat în Uniunea Europeană, pe diverse țări. Cea mai mare parte a fost Cehia, Polonia. Aceasta arată încă o dată că noi ținem piept concurenții vinurilor. Dacă vorbim de piața europeană, știm că toți dau ca exemplu vinurile din Franța, Italia, Spania, dar vinurile noastre fac față. Desigur că ați menționat producătorii mici. Apar din an în an producători mici, cu volume mici de vin, dar destul de calitativ. Desigur că pentru promovarea unui produs nou ia timp. Dar avem Oficiul Național al Vinului și Vinului, care promovează nu doar producătorii mari, îi promovează de fapt toți producătorii pe diferite țări. Ați menționat zeci de țări în care se exportă vinul. În altele se exportă mai puțin, în altele mai mult, pentru că am ajuns și în Asia Mijlocie și în, nu mai vorbesc deja de China, Coreea de Sud, Japonia, unde se exportă. Volumele sunt mici, dar este un început pentru producătorii noștri. Pentru cei mici, desigur că fără o consolidare, fără o asociere, va fi destul de dificil. Pentru că toți cunosc vorba, dacă vrei să ajungi repede, mergi de unul singur. Iar dacă vrei să ajungi departe, trebuie să mergi cu cineva împreună. Domnule ministru, dar la capitolul legume și fructe, cum stăm? Dacă ne referim la fel la export. Dacă ne referim la export, s-au exportat anul 2019 peste 255 de mii de tone de mere. Marea majoritate a merelor, de exemplu, 99%, au mers pe piața Federației Ruse. Chiar dacă avem o cotă de 40 de mii de tone pe piața Uniunii Europene, dar știm că și concurența este destul de mare. Avem merele din Polonia, avem Serbia, care au concurență pe piața Uniunii Europene. Merele noastre nu ajung pe piața Uniunii Europene nu din cauza calității, pentru că avem o calitate care face în față concurenței. Avem o calitate foarte bună. Dar iarăși, consumatorul la produsele noastre încă se află în spațiul CSI. Dar referitor de Uniunea Europeană, a fost semnat de curând un acord cu statele, cel puțin cu Uniunea Europeană, deci că în anul curent vor fi exportate mai multe fructe. Bine, avem acordul de asociere și acordul de liber schimb, DCFTA, cum îl cunosc tot, și anume în baza acestui acord și avem aceste cote de export. Dar chiar și cele produse exportate, dacă mă refer la fructe, ajung în primul rând în România. După aia, poate ajung și în altă parte, dar piața de bază este România. Domnule ministru, dacă este foarte bine că produsele noastre autohtone, legume și fructe, ajung pe tarabele din țările din Uniunea Europeană, dar uite că sunt și la noi, dar aici s-au scumpit, de fapt. Asta ne arată statistica. Și ce se întâmplă, de fapt, la acest capitol? De ce s-au produs aceste scumpiri și cum am putea să promovăm cumva producătorul autohton sau ceea ce face el și pentru ce muncește? Astfel ca moldovenii, de fapt, să fie atrași să cumpere ceea ce se produce aici, pe teritoriul țării noastre. De fapt, este un subiect pe care chiar vroiam să-l ating. Să susținem producătorul autohton, pentru că ale noastre produse sunt cele mai bune, nu cele de import. Dacă să mă refer la fructe, legume, da, pentru legume, în cea mai mare parte, am avut chiar și o problemă
anul trecut, pentru că volumul total de produse de legume a scăzut. Nu a fost cel mai bun sezon pe legume. Pentru legume, de ce ele foarte multe sunt importante la acest moment și prețul a crescut. La fructe, prețul nu deviază foarte mult de aceeași perioadă anului trecut. La legume, da, a scăzut, și anume din parte, pentru că practicile noastre sunt epuizate, marea majoritate sunt de import. Dar poate regulile pieței nu le convine cumva producătorilor sau cumva nu le permit ca să se promoveze. Piața este cea care reglementează prețurile, dar vreau să vă reamintesc că chiar zilele trecute a fost o ședință la domnul prim-ministru, domnul Ion Chicu, prin care a fost prima ședință a comisiei care va examina și monitoriza prețurile la o serie întreagă de produse. În cea mai mare parte vor fi produse agroalimentare. Ne propunem mai multe măsuri prin a stimula producătorul autohton, anume de a ajunge în supermarketuri. Toți vorbesc de legea cu privire la comerțul intern. Dar deja de foarte mult timp se vorbește despre acest lucru. Dar ce s-a reușit până acum? Legea este în Parlament. Nu durează mult. Nu va dura mult și va fi promovată în Parlament. Subiectele de bază pe care le ridică producătorii autohtoni, desigur că țin de acele 50%, deci cerința ca 50% din produsele autohtone să fie pe rafturile magazinilor, sau mai bine zis pe rafturi, să nu fie mai puțin de 50% din produsele autohtone. Dar și un alt subiect destul de sensibil ține de așa numite rabaturi sau discounturi pe care le solicită supermarketurile de la producătorii autohtoni, astfel ca ei să ajungă pe rafturile acestor magazine. Și iată, aici lucrăm. Vreau să ne ziceți, dacă e să ne orientăm după rezervele pe care nu le avem, de fapt, asta ați menționat și dumneavoastră că s-a epuizat pentru că a fost un an nu chiar bun dacă pentru... Dacă să mă refer la legume, da. Dar... Da. Și la aceste tendințe pe care le vedem în ultimul timp, să ne așteptăm la noi scumpiri? Sau la un nou val de scumpiri la produse? Nu cred că va fi un nou val de scumpiri, pentru că piața reglează, de fapt. Bine, asigurarea securității alimentare a țării este obiectivul de bază. Ce înseamnă aceasta? Că în orice moment persoana trebuie să aibă acces la produsele alimentare de bază. Noi putem să-l asigurăm acest acces astăzi. Da, asigurarea alimentară nu este cândva era... sau prin asigurarea securității alimentare se înțelegea doar ceea ce produce țara. Nu, este și ceea ce poate să procure țara, de fapt. Și piața este reglată de importuri, exporturi și produsul intern al țării. Dacă să mă refer la cele produse de bază, pentru că toți se uită la situația climaterică pe care o avem astăzi, la cerealele sau la rezervele de cereale. Despre asta voiam să vă întreb. Despre asta chiar doreați acum. Să mă întrebați. Anul trecut au fost produse peste 1.100.000 tone de cereale de prima grupă, sau aceasta este grâu, orz și așa mai departe. La moment avem exportat aproape jumătate, vreo 500.000 de tone. Pentru asigurarea securității alimentare a țării, adică pentru producerea de făină și pâine și pentru semințe, țara are nevoie, Republica Moldova are nevoie în jur de 300-350.000 de tone. Aici nu putem să avem probleme. La fel, am produs peste 2 milioane de tone de porumb. Exportate porumb, la moment avem la 280.000 de tone, care este de fapt și componente de bază pentru asigurarea furajeră a țării. Adică iarăși nu putem să avem probleme cu aceasta. Dar iată, în condițiile în care aveam o iarnă așa cum o avem, fără ninsoare, fără umiditate, atunci care sunt riscurile, de fapt? Ce culturi vor fi compromise? Nu vom avea riscuri pentru anul 2020, dar depinde foarte mult, într-adevăr, cum vom avea anul. Se fac deja unele examinări, pentru că am solicitat date de la Serviciul Hidrometeo să vedem ce ne așteaptă. Spre regret, nu sunt cele mai bune prognoze pentru următoarele vreo 2-3 săptămâni, pentru că o să avem temperaturi de 10-13 grade în mijlocul iernii. 13 grade plus este destul de dificil.
În stratul de suprafață a solului, umiditatea este foarte slabă, iar locul este, practic, ea lipsește. De aceea și am vorbit de acele modificări în legislația în vigoare care ar permite utilizarea la maxim a sistemelor de irigare la scară mică. Deci asta ar fi unica șansă cumva ca să... Desigur, irigarea, pentru că alte nu o să așteptăm ploaie de sus dacă ea nu va fi. Dar consumatorul final totuși nu va avea de suferit, așa cum spuneați că există rezervele respective. Sunt rezervele respective și vom lua toate măsurile ca consumatorul final să nu fie afectat la produsele strict necesare. Domnule ministru, vom face iarăși o trimitere la acțiunile sau ceea ce s-a întâmplat anul trecut. Iată, știm că a fost extinsă lista de produse de export pentru Federația Rusă. Deci, asta înseamnă că mai mulți producători autohtoni au undă liberă către această piață de desfacere, așa este. Câți sunt la un număr, de fapt, și da, au fost foarte multe discuții, ca să înțelegeți de unde au pornit aceste discuții și cine a nimerit și cine monopolizează piața. Așa, da, și cine trebuia să nimerească. Ajungă. În luna august, anul trecut, 2019, pe parcursul aproape două săptămâni, în țară s-au aflat 11 inspectori de la inspectoratul cunoscut Rossilhoznadzor, care și este responsabil pentru verificarea, să spunem așa, sau pentru inspectarea producătorilor de producție proaspătă care vor să ajungă pe piața Federației Ruse. Pe parcursul a două săptămâni de zile au fost inspectate, verificate peste 500 de companii. Din astea, mai precis 517, ca să vă spun cifrele pentru că le știu pe de rost deja. Din astea 517 companii au fost depistate un număr, deci astea toate companiile care s-au înregistrat la Agenția Națională de Siguranță Alimentară ca potențial care doreau să ajungă pe piața Federației Ruse cu exportul de fructe legume. Este codul 07 și codul 0808, anume pentru aceste două coduri. Din acele 517 companii verificate, vreo 100 de companii au spus că ei nu au volume și nu sunt gata să exporte. Și chiar au semnat că noi nu suntem gata și nu avem pretenții dacă nu vom fi incluși în această listă. O parte din companii, dacă nu greșesc, vreo 40-50 de companii, produceau alte produse decât cele solicitate, decât cele la coduri, adică legume și fructe, cereale, floarea soarelui sau alte produse, dar nici de cum fructe sau legume. Dar de ce s-au înregistrat? Atunci apare întrebarea, dacă până la urmă au dat un răspuns negativ. Dar poate apare ceva și eu pot să export produse. Dar iarăși, dacă nu produc aceste produse, asta și a fost și dorința noastră, ca să exporte producătorul. Merg mai departe. Vreo 100 de companii din acele înregistrate nu aveau niciun pom sădit. Nu se ocupau cu agricultura în genere, deci erau pur companii de transport sau pur intermediari, care nu știm de unde ia marfa și cum o duce. Tot păi asta din... voiam să zic că poate telespectatorii nu știu, dar de fapt... telespectatorii trebuie să înțeleagă că noi... Încercăm ca să... Eu nu spun că intermediarii sunt rei. Intermediarii de multe ori aduc plus valoare celui care nu poate exporta. Dar numărul de bază din acele 570 companii inspectate au fost 69 de companii care au întreg lanțul valoric. Adică și produc, și au depozitare, și au case de ambalare, sortare, și tot ei se ocupă cu exportul. Plus 189 de companii care produc, dar nu vreau să-și bată capul de export. Adică exportă alții, fie că ăștia sau fie că ei, că mulți dintre ei deja doresc să exporte. Din astea, 189 și plus 69, au fost eliminate doar companiile care deja pot să exporte pe piața Federației Rusiei, adică care sunt incluse, pentru că... Partea Federației Rusiei au spus ca să nu fie aceste dublări, îi dați pe cei care încă nu sunt în listă. Și iată, acolo au nimerit vreo 205-207 companii. Aceasta este lista care a fost transmisă la Rossilhoznadzor cu solicitarea de a fi inclusă în registrul lor.
Dar iată că reprezentanții Partidului Politic Platforma Demnitate și Adevăr spun că această listă este una obscură și că de fapt au ajuns în... Lista este completată de mai mulți intermediari despre care și vorbeați anterior. Intermediari noi și i-am exclus. Și sincer să vă spun, poate că nici nu trebuia să-i excludem pe toți, pentru că ei oricum aduc o plusvaloare, dar i-am exclus ca să nu apară acele probleme. În același timp nu a fost atinsă absolut deloc lista curentă, care astăzi exportă în jur de 100, eu mă refer la cei care exportă doar fructe și legume, vreo 130 care sunt înregistrați. Deci, în total, noi o să avem în jur de 330-340 de companii exportatoare de fructe și legume pe piața Federației Ruse. De beneficiari cumva acestor facilități, da? Da, sigur, care vor exporta, de fapt, fără taxe vamale, pentru că am vorbit datorită solicitării președintelui domnul Dodon, începând cu 1 ianuarie 2019, taxele la 5 produse de bază care se exportau în piața Federației Ruse, aceasta, legumele, fructele la două poziții, sunt mânțoase, sâmburoase, conservele și vinurile, au fost scoase, deci taxele vamale au fost eliminate. Și la fel și pentru anul curent, ele sunt eliminate. De aceea, și la foarte multe poziții de care am discutat, aceleași vinuri, conservele, iarăși exportul de conserve a crescut cu vreo 30%, chiar dacă avem un număr mic de fabrici de conserve care astăzi exportă. Și la ce subiect încă trebuie să discutăm, pentru că spre regret, dacă în anii 90 Republica Moldova activau în jur de 27-28 de fabrici procesatoare de conserve, astăzi avem vreo 7-8 fabrici care produc și au capacități de export. Dar iată că tot cei de la platforma DA spun că dumneavoastră ați fost implicat direct sau ați primit anumite indicații și ați acționat, deci și ați oprit transparentizarea cumva acestui export de fructe. Respectiv, ei vor cere demisia sau poate deja au făcut-o, deci nu știm, sau urmează să o facă. Vreau să ne ziceți dumneavoastră dacă au temei să facă acest lucru și un răspuns la această activitate. Ei fac politică, n-au decât să facă și să ceară, să solicite Dimitre, ministrul Agriculturii, da, eu am intervenit direct și am solicitat aceasta în primul rând copreședintelui Comisiei Interguvernamentale, domnul Patrușev, care este și ministrul Agriculturii, întrucât eu sunt copreședintele a Comisiei Interguvernamentale Moldo-Rusie din partea Republicii Moldova și am solicitat în primul rând dumnealui susținerea în promovarea acestei liste. Solicitarea s-a făcut și din partea mea, dar și din partea Agenției Naționale de Siguranță Alimentelor, pentru că, până la urmă, da, ei, Agenția Națională de Siguranță Alimentelor, ei au creat această listă, nu noi am creat-o. În baza acelui algoritm de care v-am spus, care companii au rămas și care nu, dar au rămas cele care doresc să ajungă pe piața Federației Ruse. Eu înțeleg că cineva se ocupă cu politica, eu am o singură politică, politica agrară. Și politica care trebuie să aducă la dezvoltarea unui sector competitiv. Am menționat nu o singură dată. Nu indicăm producătorilor agricoli și exportatorilor unde să exporte. Exportă acolo unde au consumatori și unde au preț bun. Dacă poți să exporte pe piața Federației Ruse, exportă acolo. Dacă poți să exporte în Ghana, în Africa, lăsați să exporte în Africa. Doar ca să-și poată exporta produsele sale. Nimeni nu le indică unde. Noi, ca Ministerul Agriculturii, Guvernul, noi căutăm instrumente și soluții pentru diversificarea piețelor. Dar iată, dacă să vorbim de Uniunea Europeană, cotele au fost majorate, deci la care produse și dacă putem să acoperim cumva această solicitare sau au fost majorate acest reper, cotele... care de fapt se prevede cumva și la în acest acord care a fost semnat de mult. Bine, am și o opinie separată referitor la majorarea cotelor, pentru că atunci când Republica Moldova a solicitat majorarea cotelor la prune, de la 10.000 la 15.000, pentru că s-au exportat, dacă nu greșesc, vreo 19.000 de tone de prune pe piața Uniunii Europene. S-a solicitat o cotă aparte pentru cireșe, pentru că a fost solicitări de a ajunge pe această piață. La rândul ei, întotdeauna, să știți că este
Atunci când noi venim cu solicitări de creșterea unor cote, Uniunea Europeană la fel vine cu solicitări de creșterea unor cote. La fel s-a crescut cotele la cereale și destul de bine, cu vreo 100.000 de tone. Ca să înțelegeți că noi și așa exportăm cereale pe piața Uniunii Europene și mult de tot, pentru că exportăm materie prime, ceea ce nu este pe placul meu personal. La rândul său, Uniunea Europeană a solicitat ca să creștem cotele de creștere, să creștem cotele de import din Uniunea Europeană a cărnii de pui, cărnii de găină, porcină, dacă nu greșesc, și cotelor de zahăr. Și este destul de dificil să crești cota de import la zahăr atunci când stai în depozit cu 80.000 de tone de zahăr și pe care nu poți exporta încă. Noi avem situație dificilă pe piața zahărului acum, pentru că Uniunea Europeană s-a exportat foarte puțin. Noi cunoaștem doi jucători pe piață, nu vreau să-i numesc ca să le fac reclamă acum, pe piața zahărului din Moldova, cei mai mari care sunt. Dar deci astăzi, iarăși despre monopol vorbim cumva? Nu vorbim de monopol, pentru că piața este deschisă. Avem și producători mai mari de zahăr și mai mici, dar sunt câțiva jucători mai mari care au investit mai mult. Au investit mult, da, și îi cunoaștem pe cei care produc, dar sunt în depozitele noastre, avem peste 80.000 de tone de zahăr. Aici toți suntem asigurați complet, piața internă, dar trebuie și să exportăm. Și este destul de dificil să crești o cota importului din Uniunea Europeană în cazul dat, când stai cu depozitele pline la tine acasă. Dar iată că acordul de asociere cu Uniunea Europeană, despre care ați vorbit și mai devreme, prevede armonizarea legislației Republicii Moldova. Și până acum au fost făcute câteva încercări, dar vreau să ne ziceți dacă avem restanțe și dacă da, atunci la ce capitole și unde ar trebui să intervină ministerul. Noi continuăm cu armonizarea legislației pe mai multe capitole. Dacă să vorbim de acele cerințe care sunt și prin acordul de asociere și acordul de liber schimb, cred că peste 60% din toate armonizările care trebuie să fie făcute sunt anume pe segmentul agroalimentar. Pe segmentul produselor de origine animală. Astăzi, Republica Moldova exportă pe piața Uniunii Europene doar praf de ouă, miere de albin și, dacă nu greșesc, încă piei brute. Nimic mai mult. Suntem în proces de armonizare a legislației. Sunt multe cerințe. Cerințele încapară din an în an. Totodată sunt unele cerințe referitor și la laboratoarele noastre. Sperăm că în vreo 2 săptămâni de zile laboratoarele din cadrul Centrului Republican de Diagnostică Veterinară, care este în cadrul Agenției Naționale de Siguranță a Alimentelor, vor fi acreditate și va fi un pas mai înainte. Întotdeauna am spus-o că în capul mesei, indiferent pentru cine se produce acel produs, trebuie să fie siguranța alimentelor. Pentru că noi totdeauna vorbeam că producem calitativ ca să exportăm. Producem calitativ ca să asigurăm, în primul rând, populația din Republica Moldova cu produse calitative, pentru că le consumăm noi toți, fie că suntem cetățeni, fie că sunt turiști, persoane care vin din alte țări, să consumăm sănătos și sigur, adică siguranța alimentelor trebuie să fie asigurată la maxim, dar trebuie să asigurăm siguranța alimentelor la tot ce exportăm. Și atunci când este vorba că a ajuns un camion cu produse, nu vreau să spun de care produse, într-un anumit punct, într-o țară, și s-a depistat că el are careva probleme de calitate. O să solicităm ca vinoveții să fie trași la răspundere, cei care trimit astfel de produse de calitate, pentru că este Agenția Națională de Siguranță Alimentară. Dar asemenea încercări s-au făcut până acum? Nu știu ce s-a făcut până acum, dar au fost situații când produsele neconforme au ajuns peste hotare. De aceea, sarcina se va pune pe
instituțiile statului care verifică calitatea produselor. Astfel are de pierdut imaginea țării până la urmă. Corect. Imaginea țării contează foarte mult, că este ușor să o pierzi, dar este foarte dificil să o recapiți înapoi. De aceea, cei care vor fi responsabili de exportul produselor necalitative, fie că s-a oferit certificat veterinar sau certificat de export a altor produse proaspete, se știe ce se încarcă. Sunt testele de laborator. Deci dacă testele de laborator nu coincid, de la noi din țară nu coincid cu cele din țara unde s-a exportat, aici apare o problemă. De ce? De aceea vom solicita și am solicitat instituțiilor de resort ca să ia atitudine în acest aspect. Am înțeles. Domnule ministru, săptămâna trecută sau în ultima săptămână ați avut mai multe întrevederi cu reprezentanții Fondului Monetar Internațional care au venit la Chișinău. Ce condiții sau solicitări au fost negociate? Eu personal nu am dus discuții referitor la unele condiții impuse de Fondul Monetar Internațional. Ceea ce s-au aspectele la care s-au referit mai mult la acele facilități pe care le au astăzi producătorii agricoli. De exemplu, importul tehnicii agricole fără anumite taxe sau care este situația cu aplicarea TVA la, de taxe pe valoare adăugată micșorate la anumite produse și taxele mai mari pentru producția finită. Dar eu personal nu am discutat de careva condiții și de fapt nici Fondul Monetar Internațional nu poate să ne pună condiții în cazul dat. Ei au discutat, dar situația în genere din sectorul agricol și nimic mai mult. Ei poate nu au venit condiții, dar noi avem anumite condiții? Care le dorim către Fondul Monetar Internațional, care le dorim să fie menținute și până la urmă, astfel încât acordul sau un nou acord să-l avem cu această instituție. Cred că de aceea se bate capul Ministerul Finanțelor mai mult, dar într-adevăr, pe segmentul agroalimentar al țării nu avem careva condiții față de Fondul Monetar Internațional. Dar cât de mult depinde, iată, semnarea unui nou acord cu Fondul Monetar Internațional pentru sectorul agroindustrial din țară? Eu cred că pentru întreaga economie națională. Pentru toți. Pentru exact toți. Cum este important pentru Ministerul Finanțelor, despre care vorbeați până acum. Da, Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, deci iată, recomandă agricultorilor să-și păstreze producția și să o comercializeze în afara sezonului, astfel câștigând un preț mai bun. Este o recomandare și un text pe care l-am preluat de pe hărțile digitale de pe site-ul Ministerului, pe care cu toții, dacă vor intra, le vor regăsi acolo. Ei bine, vedem acest text, dar întrebarea apare unde să-și depoziteze producătorii autohtoni aceste produse pe care le fac și le cultivă. Unde anume, dacă în cap sau sunt suficiente cele aproximativ 40 de depozite frigorifice deschise în țară? No, ele sunt mai multe, nu sunt 40, dar este un element al pieței. Da, să vinzi producția, indiferent de care este, că este producție de fructe, legume, struguri, dar sunt produse pe care nu poți să aștepți când o să fie mai mare prețul aceleași producții vinicole, de exemplu. Da, dacă ne referim iarăși la struguri de masă sau mere, toți încearcă ca să găsească momentul potrivit. Au fost situații când fructele au fost păstrate, iar după aceea au fost nevoiți ca să le dea la un preț chiar și mai jos. Dar știm campania agricultorilor, ne amintim de campania agricultorilor de acum ceva timp, da, când au ieșit chiar și în Piața Mare Adunări Naționale și făceau și vindeau la un preț foarte mic și oamenii, agricultorii cel puțin atunci, spuneau că nu au ce face cu aceste produse, că se strică și nu au niciun ajutor și nicio susținere și care sunt soluții și nici nu au unde să le depoziteze. Ce se întâmplă acum, de fapt? Și care sunt acțiunile Ministerului de Resort în acest sens? După cum am spus, da, noi vom continua să sprijinim producătorii agricoli pentru a investi în sectorul de post-recoltare, în depozite, în depozite frigorifice, dacă ne referim la fructe, legume, pentru că pentru ambele
categorii de produse se referă, cât și pentru strugurii de masă. Sunt multe depozite, sunt mai mult de 40, trebuie să văd cifra corectă. Atunci trebuie de actualizat cumva harta, da, aceea interactivă. Vom actualiza harta. Dar cunoaștem foarte mulți producători care de multe ori se realizează marfa chiar și din livadă. Foarte mulți, pentru că dacă să iarăși mă refer la ceea ce s-a exportat 254.000 de tone, dar s-au produs aproape 600.000 de tone, desigur că foarte mulți realizează marfa chiar din livadă, doar că toți își calculează care este profitul. Pentru că se întâmplă de multe ori că pot să câștigi, să aibă o marjă de profit mai mare atunci când o realizează și din livadă sau din vie marfă, decât atunci când o păstrează. Eu nu spun că marfa nu trebuie păstrată. Trebuie păstrată și realizată la momentul potrivit. Astfel ca și ei să aibă de câștigat. Sigur că și uite, dacă e să ne referim la afacerile acestea în domeniul agricol, foarte mulți dintre agricultori sau cei care răvnesc să facă ceva, să producă aici în țara noastră, pentru că, așa cum știe toată lumea, avem un pământ foarte bogat și permisiv. Deci, foarte mulți dintre acești oameni moldoveni sau investitori în economia țării preferă să acceadă la anumite programe și proiecte internaționale, astfel încât să-și dezvolte aici în țară o afacere. Foarte puțin dintre ei apelează la băncile comerciale, deoarece acolo dobânda este foarte mare și nu își pot permite, chiar dacă sunt anumite credite pregătite special pentru aceste categorii de afaceri, da? Pentru oamenii respectivi. Ce soluții sunt analizate în acest sens și dacă ar putea cumva interveni ministerul astfel încât oamenii să-și permită, dacă vor să investească și să facă o afacere în acest sens, să-și permită cu adevărat să meargă la o bancă și să ia un împrumut, poate să fie garantat cumva de stat, sau ce soluții ar putea exista? Să fie facilitat cumva procesul respectiv. Înțeleg spre ce bateți. Se vorbește de mult timp de fondul de garantare a împrumuturilor și chiar zile trecute la Comitetul de Supraveghere a programelor FIDA, Fondul Internațional pentru Dezvoltarea Agriculturii, mulți îl cunosc ca IFAD, pentru că așa sună sintagma în limba engleză. Încercăm acum să dezvoltăm mecanismul de utilizare a acestui fond de garantare a împrumuturilor. Totodată, țin să menționez că am discutat cu mai multe bănci comerciale și în timpul apropiat vom avea chiar și o sesiune de discuții să vedem cu ce programe de creditare pot să vină băncile comerciale pentru tineri fermieri, dar și pentru cei care au deja o experiență bună în activitatea agricolă, dar ne interesează foarte mult anume tinerii fermieri. Pentru că mulți din ei, într-adevăr, nu au ce pune în gar și anume ei trebuie să fie susținuți, pentru că trebuie să întoarcem tinerii acasă pentru sectorul agricol. Totodată și prin stimularea creditării, iarăși mă refer la fondul de subvenționare, dacă să mă refer la anul 2019, stimularea creditării producătorilor agricoli, pentru stimularea creditării au fost recepționate peste 2200 de cereri. S-au solicitat aproximativ 112 milioane de lei, ceea ce constituie undeva 10% în creștere față de anul precedent. Dar este la nivel de discuții, dar când va fi pus în practică? Pentru că asta interesează cumva pe bine, prin subvenționare, o parte din dobândă poate fi acoperită, dar iarăși discutăm foarte mult cu băncile comerciale, pentru că, într-adevăr, problema de bază ține de gaj. Dar și tinerii, pentru că anume tinerii care vor să investească, nu au de unde. Prin sistemul de subvenționare, a fost inițiată, chiar și din anul trecut deja a fost inițiată subvenționarea în avans. Și peste 64-65 de tineri, dacă nu mă duce în eroare memoria, deja au beneficiat
de aceste subvenționări în avans prin implementarea unor proiecte, în special startup-uri, de proiecte în sectorul agricol. Da, acestea startup-uri, și aș vrea să mă refer cumva la o categorie de cetățeni care sunt foarte importanți pentru noi, dar pe care i-am pierdut prin lume, deci au emigrat, dar uite că o parte dintre ei revin acasă și vor să-și deschidă afaceri, deci anume în agricultură, deci aici se simt foarte bine, dar se confruntă și se luptă aici cu birocrație și cu multe, toate fantezia și tot ce au acumulat, deci peste hotarele țării, și ar vrea să implementeze aici, cumva îi lasă reci atunci când trebuie să meargă din ușă în ușă, să bată pentru a obține anumite certificate, pentru că aș face o societate pe acțiuni sau cum se mai numesc, deci toate aceste organizații. Deci cum am putea să facilităm cumva procesul pentru acești oameni care revin în țară? Să știți că uși nu sunt atât de multe de bătut, ușa Ministerului este deschisă întotdeauna. Și am vorbit nu o singură dată, chiar și ușa mea personală, pentru că nu sunt careva bariere ca să ajungă la mine. Eu personal am avut întâlniri cu mulți tineri, pe care, da, i-am reorientat la Agenția pentru Intervenții și Plăți în Agricultură, unde le oferă toată consultanța de bază, dar consultanța îi se oferă și în cadrul Ministerului, la cele categorii de subvenții unde ei ar putea, de care ar putea beneficia, dar îi orientăm și la programele care există astăzi și pentru tineri fermieri, cum ar fi același IFAD, programele Băncii Mondiale, MACPID, unde obțin toată, nu doar informația, dar și sprijinul necesar pentru înființarea, pentru startarea noilor activități în agricultură. Vreau să-i asigur despre dezvoltarea regională, cumva ar putea să fie implicați, deci acești tineri să investească sau să-și facă și nu doar în agricultură, dar cumva și în promovarea țării, pentru că mulți deschid deja, da, și pensiuni diferite, da, turismul, dacă ar trebui să-l dezvoltăm în țara noastră. Asta și am vrut să spun, că dezvoltare sau programele de dezvoltare regională sunt orientate la un nou tip de activități, în special la activitățile non-agricole pentru sectorul rural. Ați menționat activitățile turistice, pensiunile, care, da, sunt și în acest sector deja foarte multe inițiative interesante. Pentru anul curent avem peste 220 de milioane planificate pentru dezvoltarea regională. Și toți pot să se adreseze la agențiile de dezvoltare regionale, care le avem nord, centru, sud, acesta este Bălțu, Ialoveni, Cimișlia și Găgăuzie, unde pot să se adreseze și să obțină toată informația necesară, cum pot să beneficieze de aceste programe. Întrucât, da, nu se referă direct la sectorul agricol, dar trebuie să menționez și Fondul Ecologic Național, care este de 300 milioane și este orientat spre dezvoltarea satelor Republicii Moldova, care, spre regret, multe le pierdem, anume din cauza că au plecat tinerii. Au plecat tinerii. Fondul Ecologic Național este orientat în special pentru crearea condițiilor de viață și în special pentru asigurarea cu apă și canalizare în sate. Avem un fond de 300 de milioane pentru anul curent. Spre regret, nu am reușit să asimilăm peste 70 de milioane anul trecut, pentru că a fost o pauză de vreo 5 luni de zile. Spre regret, ceea ce am reușit înainte de anul nou, vreo lună de zile, ca să acoperim o parte din solicitările care au fost, de fapt, solicitările erau de multe luni, dar trebuia să fac o specialiștă pe care i-am să-i rog să fac o inspectare a acelor proiecte care erau spre finalitate. Oamenii vor rezultat până la urmă, când vor vedea mai repede acțiunile. Asta e și acum facem o asta ne întrebăm. Prioritizare, pentru că au fost inițiate proiecte în aproape 300 de localități a Republicii Moldova. Unele sunt la etapa inițială, altele sunt la etapa finală. Și ca să nu lăsăm sistemele care au fost, care sunt spre finalitate deja, ca să se învechească,
pentru că se implementează pe părți, pe etape și la fel sunt și achitate, le prioritizăm și le finalizăm repede, care sunt mai mult de 50% deja spre finalizare. Astfel ca cele mai multe gospodării și cei mai mulți locuitori ai satelor noastre să beneficieze de serviciile de calitate. Domnule ministru, ați vorbit mai devreme despre sectorul zootehnic. Știm foarte bine că este unul în prezent pe linie moartă, din păcate, și nu prea avem rezultate la acest capitol. Chiar foarte multe produse lactate le importăm, deci ajung bebețele noastre, și voiam să vă întreb dacă știm că merele sau cel puțin fructele ale producătorilor autohtoni ajung deja în grădinițele din țară, cam când ar putea ajunge și produsele lactate care sunt făcute la fermele moldovenești, la fel în grădinițe. Ne punem ca scop ca grădinițele, școlile, spitalele, instituțiile publice, acolo unde sunt necesare produsele alimentare, să fie asigurate cu produse autohtone. Ca în primul rând prioritate să se dea produselor autohtone, care știm că sunt în cea mai mare parte organice. Vă propuneți sau deja sunt acțiuni? Ne propunem, pentru nu ce am reușit în 2 luni de zile să asigurăm tot. Ne propunem ca pe masa copiilor noștri din școli, grădinițe, pe masa celor care se află în spitale, armata să fie asigurată cu producție autohtonă. Care vor fi măsurile, eu cred că va trebui să ne întâlnim într-o altă emisiune și să o discutăm. Cât ține de sectorul zootehnic, pentru ați spus că într-adevăr se află într-o situație cam dificilă, negociem și cu Banca Mondială un program destul de vast, anume pentru sector, pentru că donatorii întotdeauna fug de sectorul zootehnic, pentru că într-adevăr este unul dificil, dar care sper că o să avem rezultate foarte bune. Dar, iată, spuneam în intro-ul acestei emisiuni, sau cel puțin atunci când am început și am anunțat că veți fi prezent aici în cadrul emisiunii, că vom discuta și despre problemele cumva de corupție sau în care se petrec foarte multă lume, sau cel puțin oamenii știu că este o problemă sau se fac foarte multe scheme în vânzarea masei lemnoase. Deci, ce se întâmplă la acest capitol și cum am putea să oprim defrișarea ilegală și până la urmă secetarea apelor din țară? Recent, de fapt, cu câteva zile în urmă, de fapt, la sfârșitul săptămânii trecute, a fost prezentat noul director al MOL Silva, domnul Cojocaru, care este un specialist foarte bun și care a trecut de la mai multe etape, cunoaște toate problemele pe interior ale acestei instituții. Din start, i-am solicitat ca să facă o inspecție la toate ocoalele silvice, să vadă care este volumul de lemn în prezent la aceste ocoale silvice. Pentru că, da, organizația dată se află acum la autogestiune, ceea ce înseamnă că trăiesc din ceea ce vând, dar acolo unde sunt deja cantoane de lemn sau unde au volume de lemn nerealizat, nu vor fi permise careva tăieri. Întotdeauna mulți experți. Dar dacă se va face acest lucru, atunci cum se va monitoriza astfel încât să fie împiedicat? Nu vor fi, pentru că este și Inspectoratul Ecologic care are aceleași indicații să nu fie permise tăierile în păduri. Totodată vom propune modificări și la codul contravențional, pentru că astăzi dacă l-a prins pe cineva că a tăiat un pom, un copac din pădure, dar nu se știe cât a tăiat până atunci, îi se pune o amendă de 900 de lei și a plecat acasă. Vom ridica amenzile astfel ca să fie usturătoare și să nu mai ajungă ca să pună mâna pe topor, să spunem simplu. Știți că ce este interzis este mai atractiv pentru moldoveni, cel puțin. Credeți-mă că vom lua toate măsurile ca defrișările să nu mai fie, în special defrișările ilegale. Totodată ne punem ca scop, pentru că iată, în data de 4-5 februarie vine din nou directorul pe țară de la FAO, Organizația Națională Unită pentru Agricultură și Alimentație, cu care vom discuta și alte programe special pentru înverzirea plaiului, pentru că astăzi în Moldova sunt peste 13% din suprafețe acoperite cu păduri. Spre regret au fost distruse și puțin regenerate fâșiile de protecție, care sunt nu doar o parte a fondului forestier, dar sunt fâșii de protecție a terenurilor.
din cauza cărora și terenurile se degradează, terenurile agricole. De aceea ne vom propune și vom solicita un program de creștere a suprafețelor împăduride și nu vom permite defrișarea pădurilor, dar creșterea suprafețelor anume. Dar a spus că vor fi verificări foarte multe la aceste culturi. Silvice, asta înseamnă că vor fi remanieri, vor fi schimbări de conducere în cadrul acestora sau ce se va întâmpla în cazul în care se vor identifica anumite probleme? Specialiștii, cei care sunt specialiști, care își fac munca, mă refer în cazul dat la mult Silva, trebuie să rămână pe loc, să-și facă munca mai departe. Și aceasta i-am spus și noului director. Cei care se ocupă cu alte activități decât cele care sunt prescrise conform instrucțiunii de serviciu, deja se vor lua măsurile necesare. Dar mai sunt și organe de control și alte organe care trebuie să se ocupe de acest lucru. Aveți foarte multe planuri. Credeți că le veți realiza cu succes și veți avea și susținerea din partea celorlalte componente ale Ministerului? Susținere este, planuri sunt multe, spre regret am cam puțin personal în cadrul Ministerului, dar contez foarte mult și pe instituțiile din subordonarea Ministerului care trebuie să ne ajute la implementarea obiectivelor pe care le avem puse în plan. Domnule ministru, eu vă mulțumesc foarte mult că ați acceptat invitația din această seară și vă mai așteptăm aici. Mult succes! Domnilor, domnilor, eu vă mulțumesc pentru atenție. Atât a fost pentru această seară. Eu vă mai aștept și joi, tot aici, la aceeași oră. Nu ratați știrile de la ora 21. Numai bine!